Da, să punem la vot procedura de ședință. Ședința de astăzi are următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind acordul pentru amplasarea instalațiilor de acordare la rețeaua electrică a obiectivului stației de epurare pe terenul ce aparține domeniului public al Comunei Valea. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită doamnei Gherase Aurelia Giulia a unei suprafețe de 452 metri pătrați în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită domnului Voicu Ștefanulian a unei suprafețe de 452 metri pătrați în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită doamnei Dan Marius Cătălin a unei suprafețe de 452 metri pătrați în vederea construirii unei locuințe personale. Prezentare raport Registrul Agricol, către dumneavoastră voi și pe mine diversă. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru amplasarea instalațiilor de acordare la rețeaua electrică a obiectivului stației de epurare pe terenul de ce aparține domeniului public al Comunei Valea Bărbă. În luna octombrie anului 2022, Enelul ne-a solicitat acord de principiu în faza de autorizare. A fost adoptată hotărârea parte 61, după care acum vin și spun cei care au efectuat lucrarea că Enelul dorește, nu aviz de principiu în această fază, dorește acord de amplasare. Deci, fiind instalat, noi am cerut și noi tot trebuie să ne dăm și acordul. Da? Și o să adoptăm o hotărâre privind amplasarea și încetează efectele cea din octombrie 2022, lucrarea este deja în faza de recepție. Deci este vorba de alimentare la stația de epurare. După cum știți, orice obiectiv, chiar dacă el, investiția a fost făcută de o persoană fizică sau juridică, intră imediat în patrimoniul Enelului, asta e legea. Și motivul pentru care se cere această hotărâre e și pentru a putea folosi în caz de urgență domeniul public unde a fost introdus conductul. Ei se asigură că după aceea noi nu le punem bețe în roate să nu sape undeva să repare. Și e corect așa. Bun, am avut. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită doamnei Gherase Aurelia Giulia a unei suprafețe de 450 de toate. Voicu Ștefanulian și Dan. Da, aici sunt solicitări a trei tineri familii care doresc să-și construiască locuințe noi, locurile stabilite de către noi de acum câțiva ani de zile, știți unde, conform legii 15/2003. Fie sănătoși ca să fie. Să fie sănătoși și să zine cât mai mult că avem destule locuri pentru toți tineri. Supun la vot. Punctul 5. Prezentarea raport agricol, registru agricol pe trimestru 2. Da, l-ați primit. Vă întrebăm. Discuții. Supun la vot. Problema diversă. Nu am probleme diverse dacă nu are nimeni nimic de spus. Ședința trecută, care a avut loc pe 30, luna 6-a, în ședința trecută, domnul primar a spus că va lua legătura cu cei de la salubritate pentru a ridica gunoiul de la cimitir, care se ridică la maxim 2 săptămâni. Nu s-a ridicat. Nu știu dacă domnul primar a uitat să vorbească sau nu are autoritate în fața domnilor de la salubritate, dar cred că trebuie să rezolvăm cumva problema. Că iar s-a adunat o grămadă de gunoi care nu se ridică. Repet, niciun fel de
cu noi. Salubritatea nu ne ridică resturi vegetale. Nu resturi vegetale, n-au ridicat nimic. Că asta, așa am problemă. Am ridicat noi, domnul consilier local, toate resturile vegetale. Acum însă sunt depozitate altele, cu tot efortul pe care... Nu mă refer la resturile vegetale, mă refer și la plastice. Nu s-a ridicat absolut nimic, nici vegetal, nici nevegetal, nici menajer sau ce mai e pe acolo. Plastic. Acum, eu ce să zic, dacă spun că s-a ridicat și nu spui că nu s-a ridicat... Păi da, vede toată lumea că nu s-a ridicat, ce să zic. Vede toată lumea că nu s-a ridicat. Păi dacă s-a depozitat altul, acum o săptămână, două, s-a luat pe aleea cimitirului tot gunoiul, și acum iar n-a deci cel puțin după data de 30 nu s-a mai ridicat, vă spun eu la cimitir și știe toată lumea, nu mai... Mă rog, acum am să mă contrazic pe tema asta, știu că noi ridicăm, noi da. Ridicăm, deși nu intră în administrarea, în administrarea noastră treaba asta, dar trebuie să ajungem. Am zis și eu, și nu am zis eu. Dau posibilitatea și atunci un cetățean spunea exact așa, e rușinos să aruncăm vina de la unii la alții. Dar nu era că nimeni vina pe nimeni aici, doar că suntem noi un pic mai, nu știu cum să o numesc, lipsiți de educație unii dintre exact, voi și aruncăm toate alea, poate că se duce permanent o muncă de lucrurire a tuturor. Dom'le, te duci la cimitir, ia-ți în pungă candeluța, știu și eu ce obiecte de plastic. Dar pune-ți domnul primar două tomberoane ca să pună plasticele. Vă exemplu, data trecută că se duce omul la mort și duce o coroană. Și el la trei zile aruncă coroana pe domeniul public. Deci nu o să punem niciodată tomberoane acolo, tot să strângă plasticele după aceea, ori le luăm acasă. Dacă ori, punem tomberoane, domnul vice, te ocupi și le zici pe cele după strada Caișilor asta. După ora 12. Nu se poate, am găsit câini morți, pisici, găini, au venit oamenii, domnule, luați-le de aici. Dimineața am avut discuție că nu deci la, mai la marți, dimineața am avut, marți, am avut un incendiu la o gospodărie, în preajma unei gospodării. Am fost acolo, marți era plin și pe lângă el numai pungi de gunoi. Ce vine cu mașina și o lasă aici. Și nu puteți să... E timp de vară, e caniculă. Da, v-ați uitat pe camerele de supraveghere? Vedeți ce și cum în s-a... zona aia nu pot să observ cine, cum și ce fel. Vecinii spun că sunt mașini străini. Vin, zice, domnule, nu-s de la noi. Deci sunt străini care vin și aruncă gunoi acolo. Intră pe strada Florilor, direct de la cimitir, că știe că e acolo tomberon și acolo aruncă. Acolo iar rămâne aici la cimitir, vă rog să mă crezi tot sufletul că nu pot să-mi dau seama cine poate să arunce, că nu mai gură la cimitir nu sunt camere. Și restul, și resturi de construcții, și resturi de... Dar nici la cimitir nu sunt camere, dacă nu puteți vă da seama, ba, da, uite, poate aveți imagini. Nu, e, se duce noaptea, noaptea e un pic mai greu de observat persoana care a identificat, de fapt. Da. O să cu asta zilele astea să le încărcăm tot la poftim? Zilele astea o să le încărcăm din nou noi. Deci cheamă pe Nea Grigore, că cu el facem o de fiecare dată și... O să vorbesc cu el în seara asta sau mâine dimineața. Dă drumul la eu la condiționat. De ce nu a dat mine drumul la eu? A fost la urmă. A fost, da. Era jale ce e. Da? Atunci am oprit. Da, deci dacă tot s-a deschis discuția la probleme diverse, vreau să vă informez că eu trebuie să plec o fugă până la București să discut puțin cu consultantul care l-avem la proiectul depus cu Angel Salinu, pentru că avem niște clarificări solicitate de Ministerul Dezvoltării, clarificări pe care trebuie să le lămurim. Și cred că o să ne lămurim. Așa că dacă nu ar mai fi probleme, eu vreau să mă retrag. Da. Sunt probleme? Declară ședința.